Salutare! Bine ați venit pe canalul de YouTube Cezar Outdoors. Am urcat mai devreme la cabană în această dimineață. Am urcat împreună cu copiii și cu niște prieteni și cu copiii lor. Și e mare distracție astăzi pe aici, pe la noi. S-au dat copiii mai devreme la o tură de săniuș. Noi pregătim de mâncare. Acum s-au udat și încep să le fie frig și s-au dus în casă. Am făcut focul și ca să se încălzească. Am pus și desene animate. Foarte frumos azi la noi, la cabană. Jos în oraș și pe toată Valea Argeșului e o vreme foarte mohorâtă, o ceață așa care se depune peste tot și e tot umed în jur. Însă sus aici, chiar pe vârf și doar pe vârful ăsta și apoi mai sus în munți, e soare. E soare, soare, soare. Frumos, senin. Avem și zăpadă. Deci o să mai facem o tură de săniuș cu siguranță astăzi. Și m-am gândit să fac și un vlog cu toată activitatea noastră de astăzi. Și sper să fie așa inspirațional pentru timp petrecut în natură alături de copii. Noi asta încercăm să facem. Bun, nu vă țin mult cu vorbăria. Noi ne continuăm treburile pe aici și voi ne urmăriți de acasă. Ce faceți, copii? Cum stau eu aici toți? La ce vă uitați? La găsiți-le mingi! Super! Băi, Cezar, a văzut treaba aia? Are fratele Laurențiu o lanternă? Cezărescule? Te ascult. Mă ascultă și camera? Da. Iaua sus răsare, ca o taină mare, steaua strălucește și luminește, și luminește. Astăzi curata, prea nevinovata, Fecioara Maria naște pe Mesia, naște pe Mesia. Măi, ce faceți aici? O casă. O casă? Da, casă. Nu casă, casă. Nu casă, nu casă. Constantin, ia mânușile, Mihail, ia mânușile. Care sunt ale? Care sunt ale? Cartofi scoși de sub zăpadă. N-am mai făcut asta niciodată. Dar am impresia că se păstrează mult mai bine așa sub pământ, sub pământ și sub zăpadă. Dacă i-aș fi scos și aș fi ținut pe aici prin cabană, în cămară sau undeva, cred că ar fi înghețat, ar fi degerat până acum. Așa, sub pământ, să-ți feriți de îngheț. Stau foarte, foarte bine. Am urând rămas nescos. Mâna. Ne-a sunat Laurențiu. Laurențiu, ești pe vlog, pe YouTube. Salută la... transmite salutări abonaților. La mulți ani, la mulți ani. La salutări. Da. Hai, te las, vorbește cu Laurențiu. Laurențiu e cel care am mutat, alături de care am montat panourile solare, care m-a ajutat să montez panourile solare. Și a zis la mulți ani pentru că a fost și ziua, săptămâna asta a fost și ziua băiatului meu mijlociu, Mihail. Am plinit 6 ani
Și o să-l și sărbătorim. Astăzi avem un tortuleț. O să fie distracție. Ia uite aici. Câți cartofiori. Din grădina. Uite aici câți cartofiori din grădina. Asta e șmecheria cea mai mare. Exact. French fries. Și la cartofiori ăștia am zis că mai adăugăm niște pastramă de... Opa! Pastramă de oaie. Fiartă așa, făcută bine în vin. Și cu... niște cârnăciori de porc și cu și o măliguță facem și mai niște aveam niște prânzică de la Zimbria. O să fie bine. Sună foarte bine, sună, da. Stai mai în spate, Maria, stai prea în față. Du-te mai în spate pe ea. Și stai și cu picioarele, că tu îi pui și frână. Ți-a plăcut, Mihaile? Ce viteză ai prins, bravo! Hai că vine acum, nu te supăra. Du-te cu Mihail înapoi, hai. A făcut și el o șmecherie. L-ai păcălit, a? Da. Asta nu ne trebuie. Trebuie să dai la o parte chestia. Asta, du-o. Da? Asta? Imediat. Cu ceva. Telefonul! Dacă o lași aici mereu sau undeva în interior să nu aibă umiditate, știi? Uh-huh. Fonda la umiditate o absoarbe, că e buretoasă, știi? Absoarbe umiditatea și te ruginește foarte repede. Gata, acum le-ai curățit, da. Sunt pregătite și o las să ardă puțin. Bun. Și după aia pun... Se cingă bine. Ok. Eu fac pastrama. Sezonele fonte, găsești în română, dar foarte multe în engleză. Găsești seasoning, cast iron, se cheamă în engleză. Și e o dependență materialul ăsta. Adică odată ce înveți să-l folosești, nu te mai lași de el. Nu mai poți să-l folosești. Îmi place, dar l-am uitat pe afară. Adică e cel mai valoros material de gătit. Cel mai non-toxic, cel mai antiaderent, cel mai rezistent. Poți să-l ții 1000 de ani, de la fel, și peste 1000 de ani. Mai valoros. Da, e mai bun. Da. Pregătim pastrama. Avem o bucată măricică de pastrama. E super suficientă pentru cât suntem. 3 adulți și câți copii? 7. 7 copii. Dar
6 consumatori. Unui, să facem omaliga, să unui sugar. Ai început să faci omaliga? Aha. Perfect. Eu tai pastrama, între timp se arde ceamul de fontă. Pastrama e bună la grătar. Eu o să încerc să o fac așa la plită, la ceaun. În vin, usturoi și cu o aromă așa de cârna de porc, rău n-are cum să iasă. Îmi place să tai fâșii așa, mai neregulate, unele mai lungi, altele mai pătrate, mai mici, mai mari. Mie se pare că așa este cel mai bine carnea. Avem o problemă aici. Ce problemă ți-a dat? Sare, o ligă. E prea multă apă și focul prea tare. Păi dar reglăm focul. Ia. Sare mămăliga. Ne atacă mămăliga. Ne atacă mămăliga. Ce frumos sare, ia uite. Și ce facem? Trag eu focul mai în spate. Adică mai în față, e prea în spate. Da. Ai pus și multă... Păi sunt... Că... mai avem o variantă. Pun capacul, stai. Punem prima serie. Acum că s-a tras puțin carnea în untură și a început să lase apă și să fiarbă, punem și cană de vin. Și o las să fiarbă aici. Se înmoaie. Ai găsit o buburuză acum, iarna? Nu. Unde a apărut ea? Acolo. Acolo era? Da. Ia stai așa, se bate, uite așa. Ia uite-o. Ți-ai intrat pe aici, pe sus. Dacă nu te-ai îmbrăcat, nu te-ai făcut ca lumea, trebuia trași ăștia. Omaliga e cam gata. Punem aici sus. Punem ceva cuțuleț în care prăjim cartofi. Așa. Ce faci? Îmbraci? Da? Are bruc. E fată. E fată? Da. Bine. Ce faceți mai acolo? Ne-ați jucat. Sunteți într-o dezbatere? Poftim? Într-o dezbatere? Într-o dispută? Am înțeles. Băi, băi, ce căută ai să fac? Îmi place bebelușul. Vrei să-mi dragi bebelușul? De ce nu-mi place? Pentru că nu pot. Uite, ce știi ce steagă ăsta? Se steagă americii. Vreau să zic eu. Vrei să zici tu? Da. Uite, are un tatuaj bebelușul ăsta, ai văzut? Pe frunte. Cineva a arătat tot cu un pix. Da. Dar de ce îl îmbraci așa gros? E frig? Da. Așa l-am îmbrăcat Maria. Așa l-am îmbrăcat Maria. Cine l-a dezbrăcat? Păi tot Maria. Ah, adică eu n-am mai îmbrăcat niciodată păpușă. Pune-i și glugă. Vreau 8 straturi aici. 8 straturi? Pus și gluga. Ei, căciulița! Ai, nu știi mai bine. Mai poți să mai pui cartofi acolo.
Pune. Îi acoperă. Gata acasă? Nu e gata, acum punem creșia. După aia o mai lățim. După aia o mai în... A, ți-ai pus și cuțeaua aia? Păi e ceava de apă. A, dacă avea mai multe, puteam să facem scurt. V-ați tras și apă. Dar vrem să facem apă, numai că nu m-am răzgândit, nu mai facem. Aha. Avem prea puține țiri. Uite ce frumos ați făcut aici. Și aici vreau să facem pârtie. Da? Numai că ne-am gândit că în casă nu este pârtie. Da. Am înțeles. Sau zăpadă. Da, dar fiți inventivi, puteți să faceți orice. Puteți să vă faceți o casă cu pârtie. Prima din lume asta. Prima casă cu pârtie din lume. Voi o faceți. Nu. Gata, Mihail, ai capitulat și tu? Da, am terminat. Ai terminat cu Sania? Da. Zbracă-te și stai în pat aici, mâncăm acum. Da. Asta e meseria mea, să filmez. Da. Ești la serviciu acum. Parcă ai zis că ești fotograf. Ce? Parcă ai zis că ești fotograf. Păi am fost și fotograf, încă mai sunt așa, dar mai puțin. Tati, acum ești filmograf. Ce, să te ajut să te descalzi? Hai să descălțăm băiatul. Masa e gata, așa arată, cartofi prăjiți, mămăligă, pastramă de oaie, cârnăciori și brânzică de la Putina. Mai ești ovidul cartofi la sfârșit? Mai avem. Pastramă cu mămăligă. Bravo! I-am pus gresie peste, am pus pătură. Ce bani? Și le-am jucat în ea. Bravo, mamă! Pune aici. Eu n-am. Ai grijă, mm. Ai grijă, mănânci cu mânuța, da? Toată mea mănâncă cu mânuța. Genial! Ce bun e! A fi gust de vin. Pastrama. Am pus vin? Foarte bună. Nu ai jucat cu pampoina. Suziana și cu... Și fesul. Uite aici aș vrea să mănânc. Copii, scot drona, copii! Vreți să vedeți cum zboară drona? Da! Dă-te puțin, Ioana, să vadă și copiii. Auzi, vă uitați de aici! Așa zice Cezar, vă uitați. Să nu mai știți afară. Ce liniște s-a făcut. O vedeți? Gata, se duce în sus. Pe mine. Wow, cât de fain. Uite-te aici. Păi da, hai să-l opresc pe ăsta. Nu, îl filmează aici. A, nu se vede, da?
uite în față încolo așa. Te mai ridica. Vezi, acum e cel mai frumos. Da, e superb. Da. Ia să ne uităm și la cabana. Uite-o aici. Ia să văd. De aici suntem noi, aici în cabana. Vai, ce frumos. Ia unde suntem noi? Super fain. Uite. Hai cu el. Aha, e ușa după mine. Să trăiască la mulți ani, Mihail să trăiască, Mihail să trăiască la mulți ani. La mulți ani, Mihail. Stinge lumânare, suflă. Cu sănătate, să vedea Domnul să-și părinții. Ți-ai pus? Ți-ai pus. Ți-ai pus? Pune-ți acum, repede. Hai că te mai pus? Îți mai dăm o șansă. Zi, bravo. Care? Ca să se îndeplinească. Zis în gând, la asta așa, bravo. Nu, bine, trebuie bine. Să zic. La mulți ani, Il. Bravo. La mulți ani. A, știu eu, să mai punem o dată mai, de zi. N-am găsit 6 lumini. 6 lumini, ți-a pus una. Dar știm cu toții că ai făcut 6 ani. Da, șase da. Ani. Mai am terminat de făcut montajul la videoul pe care îl vedeți acum. Și o să așa puțin nostalgic. Mi-am dat seama că e un video foarte, foarte personal. Și mă gândeam dacă să-l pun pe internet, să nu-l pun. Însă o să-l pun. Dacă mă urmăriți deja, e clar că l-am pus. Un prieten bun, îmi spunea acum puțin timp că am însuflețit dealul ăsta, aici unde stau, de pe 23 aprilie 2020. Și înțeleg ce spune, clar l-am însuflețit, dar eu pe de altă parte, cu adevărat însuflețit, locul ăsta îl simt atunci când mi-aduc copiii aici, când sunt împreună cu ei. Atunci când iau lângă mine, sunt cele mai frumoase momente. Îmi place singurătatea, îmi place... N-ai zice de fapt singurătate, eu nu sunt mai mult adeptului termenului de solitudine. Mi se pare mai potrivit pentru ceea ce înțeleg eu din treaba asta decât singurătate. Singurătatea am impresia că presupune să te simți singur. Solitudinea mi se pare ceva puțin mai suprem, mai cu mai mult înțeles și mai aproape de ceea ce simt eu. Revenind la copii, e foarte greu fără ei atunci când nu-s cu ei și e foarte, foarte bine și e cel mai bine atunci când sunt cu ei. Am văzut că de-a lungul timpului tot mai mulți oameni au comentat în fel și chip aici pe canal de YouTube la diverse videouri, fie cele în care apăreau copii, fie alte videouri fără nicio legătură, dar puneau problema asta într-un mod mai plăcut, într-un mod mai civilizat, într-un mod mai puțin civilizat, fiecare după putința lui până la urmă. Și punea problema asta legată de copii, cum stau departe de copii, dacă nu mă duc în jos în oraș la ei sau
Și până acum nu am oferit prea multe explicații, pentru că nici nu-s dator să le ofer un fel. Nu despre asta e acest canal de YouTube, nu despre copiii mei, nu despre situația mea familiară. E despre viața mea în natură, despre outdoors living, despre activități în natură, despre trai în natură și în direcția asta o să se concentreze canalul de YouTube în continuare. E ceea ce mi-am dorit de foarte mulți ani, să-mi creez un stil de viață aproape de natură, un stil de viață care să nu presupună că merg în vizită în natură, că merg în concedii în natură sau în weekend, ci un stil de viață care să, prin care natura să fie prezentă în fiecare clipă, în natura sălbatică, în special, în jurul meu. Însă, dacă tot ați stat și ați văzut clipul ăsta până la final, cei care ați stat și ați urmărit cu interes și v-ați bucurat de aceste imagini, legat de copii, treaba este în felul următor. Eu sunt divorțat de mama lor și asta e explicația cea mai simplă. Unii dintre voi au intuit-o, alții n-au intuit-o și e ceva timp de atunci. Nu are nicio legătură șederea mea aici cu despărțirea de mama copiilor și atunci când sunt lângă ei încerc să am un timp cât mai frumos împreună cu ei, să le ofer experiențe de o calitate cât mai bună și să ne simțim bine, să ne simțim bine. Mă ocup de educația lor în felul meu, așa cum înțeleg eu viața și cum cred eu că trebuie educați copiii mei, da? Și cam asta ar fi pe scurt. Am timpul meu cu ei, bineînțeles, nu stau departe de ei foarte mult timp fără să-i văd și cam asta ar fi. Cum am spus, nu e explicația pe care trebuie să o ofer nimănui și apreciez foarte mult atitudinea celor care au înțeles asta. Îi felicit pentru înțelepciune și bun simț până la urmă. Iar ceilalți care sunt critici și hateri și răuvoitori vor fi indiferent de, cum am spus, fiecare cum poate. Și pe scurt, cam asta e. Nu vreau să intru în detalii. Acest video o să fie o amintire frumoasă și nu vreau atunci când mă uit peste câțiva ani să văd la final un monolog din acesta trist. Da? E minunat. E minunat alături de copii. Urmează alte zile împreună cu ei în curând și abia aștept, ne distrăm grozav împreună și cei care aveți copii știți foarte bine treaba asta. Vă mulțumesc că ați văzut acest video până la final, verificați și link-urile din descriere unde puteți să mă susțineți, puteți să mă sprijiniți cu ajutorul vostru și doar cu ajutorul vostru am reușit să pornesc acest stil de viață în care pot trăi aici și ăsta e mare lucru, da? Prin sprijinul vostru, prin faptul că mă urmăriți și că urmăriți aceste videouri, asta e până la urmă, de asta am nevoie, ca videourile pe care le fac să fie vizualizate, să fie urmărite, să fie apreciate, să se lase comentarii și asta e tot ce am nevoie pentru a putea crea conținut mai departe și pentru a putea, am putea duce mai departe acest stil de viață. Urmează noi videouri, așa cum v-am obișnuit, țineți aproape, aveți grijă de voi, sărbători frumoase alături de familia, alături de cei dragi, aveți grijă de voi.